Doamnelor și... Doamnelor și domnilor, în limitele categoriei 63 de kilograme, 500 de grame, vom urmări partida dintre Cristian Zanfir, metalul clopen, short de culoare albă în colțul roșu a ringului, și Câmpeanu Sorin de la metrou București, short de culoare albastră. Short de culoare galbenă, scuzați. Cristian Zanfir este, ca și Petre Gigel, câștigătorul titlului de campion național al țării în anul 1993. Ne aducem aminte că în acea partidă el l-a învins categoric pe Manole Aurel de la Alex Com București. Sportiv înalt, bine făcut, cu o constituție atletică. Priviți-l pe Cristian Zanfir, ce bracă structurale are. Din câte știm, este primul meci la profesioniști pentru Câmpeanu Sorin și cu câteva clipe înainte de meci, acesta ne declara că anul trecut îl mai întâlnise pe Cristian Zanfir într-o partidă amicală și a avusese o prestație destul de bună, rezultatul partidei fiindu-i favorabil. Între timp însă a trecut un an, timp în care Cristian Zanfir a acumulat titlul de campion național și a modificat stilul și a exersat calitățile de puncteur. Avem deci toate șansele de a urmări o partidă de un bun nivel calitativ. Loviturile sunt mai lente, sportivii dansează, se studiază, se mângâie cu loviturile. Cristian Zanfir s-a dus foarte bine pe un pas încrucișat înainte cu directa de stânga, din păcate însă distanța a fost foarte mare și nu a reușit să le dea să a pătruns pe cu garda adversarului și l-a avertizat în legătură cu directa sa de stânga. Foarte atent Cristian Zanfir face la timp pasul înapoi, câteodată doar schitează că îl face și execută deplasarea din trunchi pentru ca după aceea să revină puternic, expediind odată cu forța trunchiului directa sa de dreapta. Câmpeanu Sorin, un sportiv destul de tânăr, el are 25 de ani ca și partenerul său de întrecere. Este un boxer nu foarte cunoscut în arena pugilismului amator și care a trecut la profesionism așa, după cum au făcut-o mulți alții în dorința. I-a câștigat ceva bani. Am pasat o dublă combinație stânga-dreapta finalizată de un croșeu al lui Cristian Zanfir. Câmpeanu Sorin s-a împărșunat pentru un moment. Ambii sportivi luptă normal.